Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal de YouTube, Salem Taroko. Mulțumesc tuturor pentru uh, mesajele frumoase pe care le lăsați, pentru aprecierea pe care o aveți față de mine și față de acest canal de YouTube. Bun, dar uh, de această dată este o singură variantă, nu facem uh, mai multe variante și să începem, să vedem de fapt cum este. Uite, a venit și Mauzi. Da, Mauzi, Tu stai aici, a? Opa! Uh, tu stai acolo și ca să putem face și noi etalarea, da? Nu vrei? Tu vrei diferit. Ok. Dar tot așa trebuie să stai, da? Hai să vedem. Care este situația în iubire pentru oamenii pe care, care se uită la acest videoclip? M-au auzit. Tu ce spui? Care este situația? Este una bună? Bun. Păi, în primul rând, putem spune, ca și Zodi, să știți că în această etalare, din câte văd, avem toate elementele. Nu putem spune neapărat că avem doar Zodia Gemeni sau doar Zodia Scorpion sau Leu sau ceva de acest gen, ci putem spune că avem din fiecare cel puțin o zodie, adică de la... avem câte o zodie de la aer, câte o zodie de la pământ, câte o zodie de la foc și așa mai departe. da, Bun. Ceea ce este foarte important aici este faptul că văd că avem cifra 4. Cifra 6 poate reprezintă ceva pentru unii dintre voi. Poate data de naștere, poate ziua în care v-ați întâlnit, v-ați cunoscut această persoană la care v-ați gândit când ați ales această etalare. Da, poate însemna absolut număr de la casă, stradă, da, poate însemna absolut orice. Ideea este că văd că mai avem și inițialele M, G, O, I, R, P, V, chiar și dublu V și mai avem cifra 8, ceea ce este foarte important. Văd că unora dintre voi vă place să purtați brățări. Uh, și nu e că purtați orice tip de brățară, ci uh, sunt acele uh, brățări sau chiar coliere în care voi aveți foarte multă încredere, în sensul că este talismanul vostru norocos. Cumva simțiți că fără acele coliere sau uh, talismane, um, nu aveți noroc sau ceva de acest gen. În momentul în care vi se rupe un colier sau o brățară, suferiți foarte mult și aveți impresia că ați pierdut totul, ceva de acest gen. Mai văd aici persoane care își doresc să se facă blonde, dar probabil că nu știți dacă vă stă bine sau nu vă stă bine. Sunteți persoane destul de vesele, persoane destul de jucăușe, persoane cu foarte mult noroc, persoane um, cu poftă de viață, de glume, de joacă, de uh, uh, printre voi uh, sunt inclusiv persoane cărora le place culoarea verde și nu cred că este întâmplător acest lucru. Așa cum am spus, într-adevăr, verdele înseamnă abundență, noroc. Nu degeaba este acel trifoi cu patru foi, care este verde, da? Și o parte dintre voi credeți foarte mult în acesta. Și chiar văd că o parte dintre voi chiar au cules un trifoi cu patru foi și îl păstrează într-un într loc nu neapărat la îndemâna oricui, dar e un loc special în care ați pus acel trifoi cu patru foi. Bun, considerați că această persoană pe care voi ați întâlnit-o este practic persoana voastră, este persoana în care să aveți încredere, este persoana care poate va schimba viața, de ce nu? Este persoana în care voi vreți să aveți foarte multă încredere și chiar aveți destul de multă încredere la ora actuală în această persoană. Și aș putea să spun că ați pus această persoană pe un piedestal. Însă să vedem mai departe dacă această persoană chiar merită să fie pusă pe acest piedestal sau nu. Bun, hai să vedem ce altceva vor să ne mai spună cărțile. Mai văd aici că voi sunteți persoana, o persoană care iubiți foarte mult apa, vă place să stați în apă, să notați, poate de ce nu. Aveți foarte multă încredere în apă, și este foarte bine acest lucru. Considerați inclusiv, poate multe dintre voi chiar folosiți apă sfințită de ce nu. Sau poate chiar ați cunoscut această persoană la care v-ați gândit. Pe marginea unei ape sau poate că această persoană locuiește lângă o apă. Da? Deci, poate, sau într-un oraș unde este foarte multă apă, deci, sau o țară, sau ceva de acest gen. Este ceva aici în legătură cu apa, dar nu cred că este un lucru întâmplător, ci pentru fiecare dintre voi, cred că această apă înseamnă ceva într-un fel sau altul. Bun, dar hai să vedem energia acestei persoane față de voi. Energia persoanei în acest moment. Hai să vedem. Energia persoanei la care v-ați gândit în acest moment. Energia persoanei la care v-ați gândit în acest moment. Energia persoanei la care v-ați gândit în acest moment. Păi, nu știu din punctul vostru de vedere, dar din ceea ce văd eu aici în aceste cărți, energia persoanei la care voi vă gândiți nu este una foarte drăguță, foarte plăcută, în sensul că că este o persoană destul de anxioasă, este o persoană destul de temătoare care chiar dacă nu vrea să arate acest lucru, asta nu înseamnă că acea anxietate, acea teamă de singurătate, acea teamă că cineva vrea să ia locul sau ceva de acest gen sau că rămân există inclusiv o teamă că pierde o anumită parte financiară. Această, această persoană vede foarte clar diferențele dintre voi doi. Într-adevăr, aici e clar că sunt niște diferențe între voi doi. Pot fi diferențe de religie, diferențe de statut social, diferențe de financiare, diferențe culturale, da? deci pot, pot fi tot felul de astfel de diferențe între voi doi. Această persoană, într-adevăr, a înțeles aceste lucruri, știe foarte clar aceste lucruri de, dif de, de uh, diferență, dar este o persoană destul de diplomată care încearcă să păstreze aparențele. Dar în același timp este și genul de persoană care te duce cu zăhărelu până în momentul în care obține ceea ce își dorește. Apoi n-ar fi nimic exclus ca această persoană să te abandoneze fără niciun fel de problemă. Pe lângă asta, mai pot spune. Că este o persoană destul de egoistă. Când spun că este o persoană destul de egoistă, mă refer la faptul că voi poate ați spus de foarte multe ori aceste persoane că trebuie să facă anumite schimbări în viața sa. Poate chiar trebuie să facă anumite schimbări în a-și asuma anumite responsabilități față de voi. Însă, această persoană nu vrea. Și nici nu va face aceste schimbări. Nu neapărat pentru că nu poate să facă aceste schimbări, ci pentru că egoismul acestei persoane este unul ridicat la cote destul de înalte, și atunci e clar că nu își dorește să facă aceste schimbări, indiferent despre ce schimbări este vorba. Aici, la voi, în cazul vostru, aș putea să spun destul de clar că este mai mult vorba de ceva material, financiar relația voastră, conexiunea voastră sau cel puțin energia acestei persoane în legătură cu voi este de, din punct de vedere financiar și atunci această persoană nu ezită să vă rănească cât de mult poate aici n-am specificat un lucru în sensul că dacă sunteți femei clar vă gândiți la un bărbat dacă sunteți bărbați cei care priviți acest video videoclip vă, vă, vă gândiți la o femeie și chiar dacă eu spun că este vorba despre bărbat, la în egală măsură poate să fie și vorba și despre o femeie. Da? Deci nu neapărat că dacă eu spun despre bărbat mă refer neapărat la voi. Nu. E, e vorba despre cealaltă persoană. Bun. Aici n-ar fi nimic exclus, există inclusiv situații de trio, situații, în cu care această persoană jonglează destul de bine, în sensul că chiar dacă voi poate ați cerut acestei persoane să renunțe la voi sau poate chiar la cealaltă persoană, nu-și dorește să renunțe la niciuna dintre voi. Pe lângă, sau la niciunul dintre voi, depinde acum de la caz la caz. Da? Bun, pe lângă asta, această persoană, într-adevăr, este acel gen de persoană care ori de câte ori pleacă de la voi, se reîntoarce ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, se reîntoarce ca și cum n-a greșit cu nimic față de voi, ca și cum totul este ceva normal, adică poate să vină când vrea, poate să plece când vrea și așa mai departe. Nu are niciun fel de responsabilitate de ce acționează într-un fel sau altul, indiferent cât de mult vă rănește pe, pe voi. Aceasta, voi în viața acestei persoane sau nu este întâmplător, această persoană are planuri uh, bine puse la punct. Uh, înainte să vă cunoască sau în momentul în care deja v-a văzut, deja își face anumite planuri și, și vede dacă are anumite beneficii de pe urma voastră sau nu are anumite beneficii despre uh, de pe urma voastră și în funcție de asta și acționează. De asta spun că uh, această persoană, indiferent cât de mult vă face să suferiți, nu are niciun pic de uh, conștiință ca să-i spun așa, uh, ci din contră acționează în continuare la fel. Uh, un lucru foarte important aici, văd că uh, pentru voi cifra 3 reprezintă foarte multe lucruri. Uh, n-ar fi nimic exclus aici ca pe data de 3 octombrie, uh, știu că mai este până atunci, dar n-ar fi nimic exclus ca aici această persoană pe data de 3 octombrie sau la ora 3 sau poate chiar peste 3 zile de când vedeți acest videoclip să își facă apariția. Ideea este că vorbim despre cifra 3 cred că așteptarea voastră este îndelungată. Voi nu așteptați această persoană de ieri, de astăzi. Este posibil chiar pentru unii dintre voi această persoană să o așteptați de trei zile, trei săptămâni, trei luni, trei ani și uite acum de pe o zi pe alta să își facă apariția. Dar asta nu înseamnă că această persoană s-a schimbat sau cel puțin în aparență, pentru că este acel gen de persoană care vrea să păstreze aparențele și atunci în de aparențe, poate că zice, da, uite că acum fac lucrurile diferit, dar atât. Pe lângă asta este acel gen de persoană care își dorește foarte mult să se afișeze cu persoane care consideră că îi fac bine, cu acele persoane care Uh, îi aduc un plus în viața sa, indiferent sub, uh, sub ce formă. Uh, însă, toate aceste, uh, toate aceste lucruri sunt doar aparențe. Dacă voi aveți impresia că această persoană se afișează cu cineva pentru că iubește persoana respectivă sau pentru că, nu știu, are um, o anumită afinitate față de persoana respectivă, să știți că e o gândire destul de greșită. De ce? Pentru că această persoană nu pune accent pe așa ceva și doar se afișează cu uh, anumite persoane poate pentru a vă face gelos geloasă, Do poate pentru că are ceva de câștigat de pe urma persoanei respective, da? Deci ceva de acest dar tot ceea ce face această persoană este doar de formă. Asta trebuie să înțelegeți voi foarte, foarte bine. Bun. Hai să vedem gândurile acestei persoane față de voi. Wow! Gândurile acestei persoane față de voi. Gândurile acestei persoane față de voi. Wow! Deci, nu știu dacă comunicați sau nu comunicați în acest moment cu această persoană, dar cert este că foarte curând această persoană vă va trimite un mesaj. Uh, N-ar fi nimic exclus ca acest mesaj să vină acum pe la sfârșitul lunii, da? Uh, chiar la următoarea uh, lună plină. Da? Sau când uh, luna este în descreștere ceva de acest gen. Da? Uh, deci, uh, cumva ceva. Aici această persoană nu acționează întâmplător, ci uh, acționează la fazele lunii. În, uh, foarte, persoanele care au un uh, impuls în a acționa așa pe pe nepusă masă, să zicem sau pe nepregătite, sunt persoane din zodia Taur, dar pot fi, bineînțeles, și Capricorn sau chiar uh, Berbec. Această persoană în gândurile sale da, se gândește destul de mult că va dezamăgit, dar nu, asta nu înseamnă că regretă ceva, nu este acel gen de persoană care se plictisește destul de ușor în, în relație dar în același timp este și acel gen de persoană care știe cum să manifeste. Aici de asta am spus, poate să fie inclusiv o persoană din Zodia Pești, da? da. Um... Ideea este că această persoană de ce am spus că nu, nu acționează întâmplător la când e lună plină luni, deci ține cont de fazele lunii în momentul în care acționează față de voi. Nu acționează la întâmplare. Aici ar fi bine ca voi, de ce nu să vă notați. Pe un caiet, când vă contactează această persoană, care fază a lunii este. Și atunci, de fiecare dată când această persoană dispare din viața voastră, o să vedeți că la următoarea fază a lunii respective. Această persoană se reîntoarce la voi sau uh, există pentru unii sau unele dintre voi acel impuls de a căuta voi această persoană și că de fiecare dată voi sunteți uh, cei cele care veți face primul pas. De ce? Pentru că această persoană uh, știe cum să folosească fazele lunii în favoarea sa. Nu știu aici pentru o parte dintre voi ce vrea să însemne o oglindă. Poate că ați primit un uh, cadou de la această persoană, sau poate că uh, următoarea vizită, când vine această persoană la voi. Vine și vă oferă o oglindă. Aici un pic de atenție, de ce spun acest lucru? Pentru că această oglindă nu o aduce întâmplător, ci o aduce ca, cumva ca de fiecare dată, când voi vă uitați în această oglindă, să vă gândiți automat la această persoană și Cumva să existe și mai mult acel impuls de a căuta această persoană, chiar dacă nu este acel gen de persoană care vă o să vă facă bine. De ce spun acest lucru? Pentru că aici se vede destul de clar că această persoană va dezamăgi de foarte multe ori. Cumva ați descoperit în permanență anumite lucruri despre, acest, despre această persoană, lucruri care nu v-au făcut foarte bine. Ați încercat să treceți cu vederea, ați încercat să mergeți mai departe, însă este clar că nu o să puteți la infinit să faceți acest lucru. Apar această persoană se gândește la tot felul de lucruri de zi cu zi, anumite lucruri, are o anumită consecvență în ceea ce face în viața de zi cu zi. Nu este acel gen de persoană care să se abată de la anumite, hai să zicem, rutine din viața de zi cu zi. Adică este acel gen de persoană care acasă servici iarăși servici iarăși acasă, dar din când în când uite că mai merge și în altă direcție, și are o, gri, o grijă destul de mult, de mare în legătură cu partea financiară. Adică, această, acest gen de persoană este acel gen de persoană care spune, ok, mâine seara te invit la restaurant. Dar, când vine ora de mers la restaurant, te sună și îți trimite un mesaj și îți spune, uh, vezi că nu mai pot să ajung, că a intervenit ceva și trebuie să anulăm această întâlnire. Uh, cumva. O face intenționat, nu e că o face că neapărat se întâmplă ceva tocmai în ultimul moment și nu mai poate să apară. Deci da, n-ar fi nimic exclus aici ca această persoană să vă dea un mesaj, să vă zică că vă invită la restaurant, dar ce să vezi în ultima clipă anulează întâlnirea. De ce? Pentru că constată că are niște cheltuieli și că nu ar vrea, cam nu ar vrea și nu-și dorește să facă cheltuiala respectivă. Dacă chiar uh, o face, o face, bineînțeles, cu anumite intenții ascunse pe care le veți afla ulterior. Bun. Hai să vedem uh, sentimentele acestei persoane față de voi. Sentimentele acestei persoane față de voi. Da, păi sentimentele acestei persoane față de voi pot să spun că sunt într-adevăr niște sentimente în sensul că, da, vă face să credeți că există foarte multă atracție, că există foarte multă iubire, că există foarte multe sentimente între voi doi, însă toate aceste lucruri, le așa cum am spus și puțin mai devreme, le face doar în interes propriu. Voi cunoașteți foarte bine această persoană, știți foarte bine cât de, cât de mult se implică sau nu se implică din punct de vedere sentimental această persoană față de voi, dar cumva vreți totuși să-i mai dați ocazia, șansa sau cum vreți voi să o numiți în a vă demonstra exact contrariu. Cert este că această persoană când se gândește la voi, când se gândește la sentimentele lui față de voi, sunt niște sentimente de învingător, sunt niște... Cumva în sensul că a învins, a obținut ce își dorește de la voi, cumva voi sunteți persoana care îi purtați noroc în orice situație. Această persoană este acel gen de persoană independentă care face lucrurile în felul său. Și mai mult voi aici sunteți deschise la compromisuri, dar cumva acum așteptați ca să vedeți și din partea celeilalte persoane dacă face anumite compromisuri față de voi. Cumva voi sperați că persoana va face anumite compromisuri față de voi, însă este acel gen de persoană care este destul de egoistă, destul de narcisist, narcisistă, care face lucrurile doar pentru sine, nu și pentru voi. Hai să vedem Uh, cum acționează această persoană față de voi? Cum acționează această persoană față de voi în perioada imediat următoare? Wow! Maximă iubire! Da, pe care o schimb rapid. <gânghe> da, <gânghe> bun. Păi această persoană în primul rând pot să vă spun că vine la voi, vai draga mea ce dor mi-a fost de tine, dar știi, știi că te iubești și așa mai departe, însă nu durează foarte mult timp și bineînțeles că revine la obiceiurile pe care le-a avut și până în acest moment. Aici aș putea să spun destul de clar că indiferent cât vreți voi ca această conexiune să meargă mai departe, nu prea merge. Chiar se oprește în foarte multe cazuri, și aici cred că oprirea e mai mult din partea voastră. De ce? Pentru că această persoană consideră că are foarte multe opțiuni, consideră că poate are de unde alege, și cumva dacă îl primiți înapoi bine, dacă nu la fel de bine, adică nu este acel gen de persoană care să se preocupe în cazul în care voi nu mai primiți această persoană înapoi. Voi, da, puteți, dacă chiar vă doriți, puteți să continuați cu această persoană. Nimic de spus. Ideea este să nu aveți uh, foarte multe așteptări din punct de vedere sentimental. Adică să nu așteptați uh, să, că. Dacă mai treci o zi, o săptămână, un an, această persoană vă iubește mai mult și mai mult și mai mult. Nu, din contră, este, așa cum am spus, de la început este acel gen de persoană care nu-și dorește să își asume anumite responsabilități. Nici față de voi, nici față de altă persoană. Este genul de persoană care face anumite lucruri, dar doar de formă. Acum că voi credeți asta sau nu credeți, este cu totul și cu totul altceva. Este o italare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!